Bun găsit din nou din pubul Victory la podcastul nostru Victory Extra Time. De această dată avem un fotbalist care a avut peste 60 de meciuri în cupele europene, un fotbalist care a trecut pe la Naționala României, a fost component al echipei Steaua cu care a jucat un sfert UEFA fantastic și o semifinală de Cupa UEFA și vom discuta astăzi cu unul dintre oamenii care chiar a scris o parte din istorie. E vorba de Petre Marin, un om care a câștigat și aici la Victory Cup două titluri deja. Bun găsit, Petre! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum ești în primul rând? Te afli aici? Unde vii destul de des cu echipa All New Stars aici la Victory Cup? Cum te simți? Mă simt foarte bine. Au trecut sărbătorile, dar cum ai spus și tu, chiar sunt acasă. De când a apărut această competiție în București și în lumea asta mini-fotbalului, am aderat la ea și ne bucurăm că încă suntem competitivi. Da, încă puteți cu o echipă, într-adevăr, cu multe vedete. Sunteți un fel de, habar n-am, Real Madrid. Un dream team, dar ai văzut și tu că sunt meciuri în care nu, chiar dacă avem un lot numeros, sunt partide în care trebuie să fac și pe portarul și de-abia ne strângem și noi la anumite jocuri, dar atâta timp cât avem plăcerea asta de a juca și avem în fire așa să fim competitivi, încercăm să respectăm competiția și dacă putem să o și câștigăm. Știi ce nu știu eu niciodată sau nu mi-aduc aminte să te fi întrebat cineva? Când și cum te-ai apucat de fotbal? Am mai spus-o, m-am fost. Eu n-am auzit, nu știu. Da. Eram pe la 7 ani și ceva. Pe vremea aceea, cam așa începea fotbalul, la Sportul Studențesc. Acolo și stau cu casa, în regie, aproape de Sportul Studențesc și Rapid. Chiar eram așa, în momentul când, cu transferul meu la Steaua, că era Steaua pe vremea aceea, am fost așa asimilat puțin că sunt rapidist. Dar mergeam la meciurile Rapidului, chiar și în Liga a doua, pentru galeria frumoasă pe care o au, din punctul meu de vedere, poate cea mai frumoasă peluză din București. Și, nu știu, ți-a plăcut din prima când te-ai dus la fotbal sau pur și simplu așa de plăcere, jucai cu băieții? Nu, tot timpul alte activități noi la vremea aceea nu prea aveam cum au copiii din ziua de astăzi. Și atunci marea preocupare noastră era mingea și tot timpul ne jucam și la școală și pe stradă și în colțul străzii și stând foarte aproape de stadion, tot timpul eram acolo. Și sportul care a creat cumva foarte mulți... Păi erau, cred că împreună cu Rapid, Steaua, Dinamo și Progresul București, eram cam cea mai importantă fabrică, să spunem așa, de dat jucători pe prima scenă a fotbalului românesc. Tot timpul au scos jucători foarte buni. Îți imaginai când te-ai apucat de fotbal că o să ajungi la nivelul la care ai fost, o echipă care, eu spun că a făcut istorie, ok, n-a câștigat vreun titlu european, dar totuși pentru România și la ce vedem astăzi, nu că e istorie, cred că e mai mult de atât, nu știu cum să o denumesc. Nu, a fost, cum să spun, am fost poate norocos că am evoluat numai în București, la cele mai importante echipe, în afară de Dinamo, am un palmares, Steaua, Rapid, Sportul și Progresul. Deci FC Național. FC Național. FC Național. Da, sunt mulțumit cu ceea ce am realizat, o carieră frumoasă, aproape 20 de ani, cu multe meciuri importante în cupe europene, cum ai spus și tu. Am îmbrăcat și tricoul echipei naționale, care din punctul meu de vedere este cel mai important tricou și cea mai mare mândrie și onoare pentru un jucător de fotbal. Deci te cam deranjează când unii, că ai adus aminte de treaba asta, când unii spun că se retrag de pe la națională? Sau că... Suntem total, cum să spunem, generații diferite. Pentru noi fotbalul era primordial, era, cum să spun, îl mâncam pe pâine, că așa și spunem și îl mâncam pe pâine. Pe când jucătorii din ziua de astăzi au și alte preocupări care le atrage așa puțin energia și
în alte părți, nu numai... Noi eram focusați doar pe fotbal și atunci tot ceea ce făceam doar pentru fotbal și trăiam pentru fotbal. De unde porec la Jair? Păi de pe vremea când eram la FC Național, Uli mi-a pus-o, că semănam așa cu marele jucător brazilian Jair și de atunci așa mi-a rămas. Așa a rămas. Apropo, spuneai de Cosmin Olăroiu. Cel mai important antrenor al tău? Nu cel mai important. Am avut norocul și șansa să am antrenorii de la care am avut de învățat. Și aici mă refer și la domnul Florin Halagian, Dumnezeu să-l odihnească, la care am învățat foarte multe pe vremea când l-aveam în Național. Florin Marin, Walter Zenga, Marian Bondrea, Ioan Andone. Deci, nu mai spun, am avut antrenori foarte buni, Lăcă, la fel, la Steaua, deci Neam Hai Stoichiță. Deci am avut de-a lungul carierei numai antrenori de la care am avut ce învăța și cu care cred eu că am colaborat foarte bine și am avut o relație de respect. Da, dar Oli, într-adevăr, a fost mai aproape, fiind și mai apropiați așa de vârstă, era ca un frate mai mare pentru mine și, într-adevăr, avem o relație foarte bună și mai specială, zic eu. Pentru că ai amintit de Florin Halagian, îl știm așa, un tip, sau știam un tip destul de... Exigent. De exigent și de dur. Ai avut ceva episoade cu el? Nu știu. Nu. Nu, atât timp cât... Bine, eram și micuț atunci, pe vremea micuț. Eram la 20 ceva de ani. Dar nu, chiar nu. Atât timp cât făceai ceea ce îți cerea, să știi că, dacă stau bine și mă gândesc, cu Nea Florin, cred că am câștigat cei mai mulți bani din prime doar de joc pe vremea când eram la FC Național, dar am pierdut campionatul, am fost aproape de câștigarea campionatului și cu dumnealui. FC Național, un club care a dispărut. Din păcate. Din păcate. Am două cluburi la care eu am activat. Sportul Studențesc, că m-am amintit mai devreme unde am început și acolo am debutat în 91, dacă nu mă înșel, într-un meci cu Inter Sibiu, acasă în regie. Profesor era Ioan Andone și după aceea pasul către FC Național, Progresul, care și el, din păcate, nu mai este pe prima scenă a fotbalului românesc. Am văzut că este undeva Liga 2, Liga 3, parcă ceva de genul, să încearcă cineva, Liga 3, să reușească să ajungă acolo unde cred eu că este locul, pentru că este păcat că suntem aproape aici de Cotroceni. Cred că era cea mai frumoasă bază din România, în mijlocul Bucureștiului, să ai o asemenea bijuterie și să fie lăsată în paragină. Da, chiar un lucru dezamăgitor să ai o asemenea, cum spuneai și tu, o asemenea bază și un stadion cochet la vremea respectivă. Cu condiții senzaționale, unde și echipa națională a venit și a făcut cantonamentul. Deci, într-adevăr, aveai arenele BNR, unde parcul și tot așa, unde chiar te puteai relaxa foarte bine și unde erau condiții foarte bune să poți să te antrenezi. Care e cel mai important sfat pe care l-ai primit în cariera ta de fotbalist, de la un antrenor sau de la oameni din tot timpul am încercat să învăț din ceea ce îmi spuneau oamenii și cel mai important sfat pe care eu îl consider este că tot timpul poți să te îmbunătățești. Și atât timp cât și la 70 de ani avem de învățat și tot timpul trebuie să fii, cum să spun eu, ca un burete de la care absoarbe orice informație sau orice de la fiecare om care tu consideri că îți vrea binele. Și atunci n-ai cum să nu progresezi în ceea ce faci, indiferent de meseria pe care o ai. Ești un tip meticulos, așa, din ce mi-am putut da seama. Așa a apărut că ai fost și în viața de fotbalist. Totuși, bănuiesc că ai mai greșit și tu. Care au fost greșelile tale sau, nu știu, lucruri pe care le-ai face altfel sau pe care ți le reproșai la momentul respectiv? Poate anumite, cum să spun, orgoliu, mult spun, ambiții, care cu timpul, cu maturitate, a ajuns să gândești că la momentul respectiv n-au fost în regulă. Și acum
cu mintea de acum poți să le tratezi sau să le digeri altfel. Știi? Dă-ne un exemplu. Da. Uite, de exemplu, când eram la FC Național, chiar am fost, am făcut, și asta cred că n-am mai spus-o la nimeni până acum, am fost foarte aproape de un transfer la Litex Loveci, chiar am fost la Sofia, dar am făcut viza medicală, antrenorul era Mihai Stoichiță acolo și mi s-a părut mie ceva și spun de la ce, mi s-a părut că partea financiară nu este ceea ce apucasem să vorbesc în momentul când am plecat de la București. Cu mașina m-am dus, a venit cineva, m-a dus cineva din București până la Rusia, de la Rusia a venit și m-a luat șoferul personal al lui Gancev, că Gancev era patronul echipei în momentul acela, și am făcut și faza medicală și cu aceea când ne-am dus la el la birou și am discutat și am văzut că nu mai era suma respectivă, am hotărât, i-am spus, bine, plec în București, vă gândiți și dacă îmi dați ceea ce eu v-am cerut, discutăm, dacă nu... Nu mai vin. Și el atunci a spus, face ok, oricum noi venim în București la o săptămână și discutăm mai multe atunci, că ei veneau să facă un turneu în România. Și a zis, face, vorbim atunci și poate dacă acceptam, poate altfel era cariera mea. Singurul regret așa din carieră este că nu am reușit să fac pasul la o echipă de afară să treci o această experiență a unui campionat din afară. Da, îți pare rău într-un fel sau până la urmă, ok, dacă te gândești în ziua de azi e greu, pentru că scoatem greu capul în Europa, parcă să nu mai știi avem... că nu îmi pare rău, că eram, poate și s-a fost motivul în care am fost atât de hotărât în decizia pe care am luat-o, că mă tătonau cei de la Rapid, eram în discuții cu ei și tot trăgeau de mine să merg acolo și atunci când ei au auzit de acest transfer, au insistat și atunci eu având și alternativa în care să mă transfer la Rapid, atunci am jucat așa la două capete sau am mizat pe ceea ce eu îmi doream de la ei și anume partea financiară mai mare în Bulgaria decât în România, ceea ce nu s-a întâmplat și atunci am ajuns într-o excursie așa la Rapid de 3 luni de zile. Totuși, Steaua a fost clubul la care tu ai reușit performanțe și performanțe notabile. Spuneam asta și în startul podcastului. Ce avea acea echipă? Să mă uitam pe numărul de meciuri în cupele europene, pe meciurile până la urmă pe care voi le-ați făcut la acea vreme. Ce avea acea echipă și nu mai există astăzi? Păi diferența între noi și ceilalți, Marian, a fost pentru că noi, într-adevăr, eram o familie. Chiar eram o familie. Și acum, drept dovadă, ai văzut, știu că și acum, la meciurile pe care le disputăm aici la Victory Cup. Și nu doar la meciuri. Și nu doar la meciuri. Chiar încercăm să ne strângem. Avem un grup al nostru de WhatsApp. Când în familia unei dintre noi apare un eveniment important, încercăm să fim prezenți. Într-adevăr, eram frați și o adevărată familie. Dar cum de vă uneați atât de mult? Adică, de ce astăzi nu se poate? Că... Da, repet, noi trăiam doar pentru fotbal și când îți dorești să faci performanță și în momentul când ajungi la Steaua, FCSB în ziua de astăzi, nici acum nu m-am obișnuit cu această titulatură de FCSB, dar în fine, astea sunt vremurile pe care le trăim, te obligă enorm de mult tricoul ăla. Cum ai spus și tu, Steaua n-are cum să nu fie în mine, în sufletul meu, pentru că acolo am obținut cele mai mari performanțe din cariera mea și am făcut, spun eu, o imagine bună fotbalului românesc. Să nu uităm că au fost trei calificări consecutive în Champions League. Cum ai spus și tu mai devreme, am jucat o semifinală de Cupa Europeană, ceea ce, din punctul meu de vedere, va fi foarte greu pentru o echipă din România să mai ajungă, cu toate că mi-aș dori acest lucru. Am fost la două minute de a juca finala cu Sevilla, dar ți-am spus, asta a fost diferența între noi și celelalte echipe sau ceilalți jucători, pentru că, într-adevăr, eram o familie și, cum spunem noi, aveam o bucată de pâine, o mâncam cu toții, o împărțeam cu toții și atunci nu existau aceste supărări sau orgolii de ce joacă X și nu joacă Y și de ce ăla e mai bun ca mine sau nu știu cum. Nu, eram o familie, eram undeva la 14-15 jucători
care am dus greul, împreună, bineînțeles, cu stafful tehnic, cu stafful administrativ, pentru că n-ai cum să nu recunoști faptul că există cele mai bune condiții din România, din punctul meu de vedere, la Steaua. Sau la vremea noastră erau cele mai bune condiții de pregătire, de alimentație, de medicamentație, de orice. Chiar eram ca un club de afară. Care este adevărata Steaua? Am mai spus-o și m-am și săturat să fiu tot întrebat și că ai văzut și eu acum. Mai nou chiar a fost un eveniment așa neplăcut vis-a-vis de mine și de Sorin. Chiar ni s-a pus la școală acolo, la noi, un banner din partea suporterilor de la CSA. Că vezi, Doamne, noi nu am jucat la Steaua și scriau și altceva pe acolo. A fost dată și pe la site-uri și așa mai departe. Dar mie nu poate să-mi ia nimeni ceea ce eu am simțit, ce trăire am avut acolo, performanțele pe care le-am obținut. Și pentru mine, echipa care este în Liga 1 este Steaua. Și am mai spus-o și o să repet, și n-am spus-o numai eu, oameni care au participat la negocierile în momentul când s-a predat echipa de la clubul sportiv, de s-a făcut societate privată, au ieșit public și au spus că echipa care este în Liga 1 este continuatoarea, mai ales pe plan sportiv, a echipei care a câștigat și Cupa Campionilor, echipa care a fost înființată în 1947. Activitatea fotbalistică a continuat și, dacă nu mă înșel, cred că este singurul club din România care nu a retrogradat niciodată. Ai semna astăzi, dacă ai primi ofertă și ai juca, ai semna cu FCSB-ul? Este greu acum în momentul acesta să spun... Pentru că lucrurile nu mai stau la fel. Asta vreau să spun. Noi pe vremea respectivă, într-adevăr, se spunea că Steaua nu se refuză. Dar în ziua de astăzi, la tot ceea ce se întâmplă la FCSB, au fost jucători sau sunt jucători care poate nu-și mai doresc atât de mult să ajungă acolo. Este greu să-ți răspund. Știi că era o vorbă pe vremuri, se spunea Steaua nu se refuză. Da, asta a spus că nu se refuză. Astăzi FCSB-ul se poate refuza? Cred că da. Cred că da și au fost cazuri în care și-au dorit anumiți jucători și ei n-au făcut pasul către FCSB. Cu toate că și acum chiar știți foarte bine că am avut... o accidentare, am avut tendonul Ahile rupt și pe această cale vreau să-i mulțumesc lui Ionuț Codorean și lui Ovidiu Curti, care este unul dintre cei mai, sau poate cel mai bun om pe recuperare, care activează la Steaua, la FCSB și le mulțumesc că m-au primit acolo și am făcut recuperarea la ei la sală și vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu pentru lucrul acesta și spun în continuare că într-adevăr, sunt toate condițiile pentru a face performanță. Vedeți și voi că, indiferent cum este domnul Becali, plătește sume importante pe anumiți jucători pe care dumnealui și dorește la echipă, face aceste transferuri. Sunt poate în primii trei la salarii ca jucători. Ai o bază unde te poți antrena și ai toate condițiile. Mă refer și acum, poate ai fost și ai văzut și lumea știe ce condiții de cazare sunt acum la ei acolo, la bază. Noi, pe vremea noastră, stăteam în Ghencea și aveam toaleta și o spun, asta este, era pe hol, era comună, aveam doar o ghiuvetă în cameră și era o cămăruță de, cât să spun eu, cred că e mult dacă spun 2 pe 2. Dar am reușit să facem performanță, pentru că noi acolo făceam cantonamentul sub tribuna a doua. Știi destul de bine acest lucru. Dar, și totuși, iată ce performanțe atunci, condiții acum și CFR-ul tot an de an reușește. Am spus-o de la Brașov, parcă m-a întrebat, nu? Da. La Brașov m-a întrebat când am fost la acel turneu și ți-am spus că prima candidată la câștigarea acestui campionat este CFR-ul. Pentru că la CFR sunt lucrurile făcute normal și corect. Atâta timp cât antrenorul decide în tot ceea ce se întâmplă acolo
și la transferuri și ce jucători pleacă, strategia de cantonamente, de deplasări și așa mai departe, n-ai cum să nu reușești. Poate asta ar fi, cum să spun eu, mult dorința mea, pentru că nu sunt acolo, la FCSB, să fie adus cineva și lăsa. Eu dacă aș fi acum, așa aș proceda. Aș aduce un om, l-aș lăsa, tur, retur, obiectiv. Ești în obiectiv, ești în primele două locuri pentru câștigarea campionatului, mergi mai departe, nu? Ne strângem mâna și ne vedem de drum. Pentru că CFR-ul, repet, dacă nu mă șelea, 7-lea titlu consecutiv, dacă se va întâmpla să-l cucerească, nu? Deci, pentru mine, cât am fost jucător la Steaua, nu exista locul 2. Pentru că n-ai cum să... gândesc acum cei de la CFR. Pentru că de aici pleacă totul. Au reușit să... Cum să spun? În 6 ani de zile să nu dea nicio șansă nimănui la câștigarea campionatului. Și asta dă notă de seriozitate, maturitate, strategie foarte bună și... Numai așa poți avea succes. Apropo de faptul că CFR-ul ține în șah cumva toate celelalte echipe și câteodată chiar pare că le-ar mai da ceva speranțe, dar e doar o iluzie, se pare, pentru că mereu reușesc cumva să-și revină din pumn și să se ridice poate mai puternici, sau cel puțin asta au demonstrat în ultimii ani. Vreau să te întreb, pentru că Mihai Pintilii, unul din componenții echipei tale, este acolo, este antrenor, dar delegat. Cum crezi sau cum vezi tu situația lui, faptul că nu poate să dea indicații, dar mai mult de atât, sunt și aceste schimbări despre care se știe, nu au fost făcute publice, cum vezi tu și prin prisma antrenorului? Ok, tu antrenezi copii, tu ești omul care decide acolo, dar totuși ca... Nu, este greu, este frustrant, îți dai seama, când tu încerci, altfel percep jucătorii indicația de la tine și când te văd pe tine pe bancă sau stând la marginea terenului și spându-le câte ceva. Nu, e foarte, foarte, foarte greu, dar cum ai spus și tu, m-aș bucura pentru Pinti să reușească să ajungă acolo, să, de ce nu, să și câștige campionatul. Altfel, tot timpul când au fost colegi de-ai mei, antrenorii acolo, m-am bucurat și, cum să spun, mergeam la meciuri mai mult pentru ei, cum a fost Dicanu, cum a fost Mirel, toți cei care au fost și noi, cum am spus noi, am mâncat o bucată de pâine, mă bucur pentru ei. Uite, și pentru CSA, atâta timp cât sunt colegi de-ai mei acolo, eu n-am nimic cu ei, din contră, mă bucur. Ai vorbit cu ei după mesajele alea ale suporterilor sau ce să... Nu e treaba lor, ce ei sunt... Da. Nu, mă gândesc că poate ar putea discuta și ei cu suporterii. Nu, dar asta este, cum să spun eu, fiecare om are opțiunea lui sau libertatea de a exprima anumite lucruri și a gândi în felul lui. Dar te-au supărat mesajele acelea? Adică nu neapărat că m-au supărat, dar pur și simplu, cum să spun eu, dezamăgit așa de ceea ce, până la urmă, am făcut și noi ceva pentru istoria Stelei. Indiferent că unii recunosc sau unii nu recunosc, dar, repet, pentru fotbalul românesc, zic eu că o semifinală de Cupa Europeană înseamnă ceva și va fi foarte greu să mai reușească această performanță. Dar asta este. Pe mine chiar nu mă deranjează și eu am și spus-o. Din punctul meu de vedere, Casa Stelei este Ghencea. Pentru că Ghencea, când spuneai Steaua, spuneai Ghencea și automat te identifici cu acest cartier sau acest loc. Ce crezi că loc? Se va întâmpla dacă FCSB-ul va reveni în Ghencea? Nu cred că va fi foarte greu. Va fi foarte greu că există aceste orgolii, aceste ambiții. Doamne ferește, și să nu se ajungă la ceva mai rău, să nu trăim niște drame. Pentru că, vedeți, am putea să ne așteptăm, nu? La... Din păcate, da. Din păcate, da. La ceea ce am văzut și la modul cum se manifestă anumiții suporteri,
te poți aștepta la, la orice. Spuneai de acele lucruri pe vremea când România avea performanțe în cupele europene, aminteai și am amintit tot și eu de două, trei ori deja de momentele când România avea două echipe în sferturile de finală. Să știi că apoi... meciul cu Rapid într-adevăr a fost o presiune foarte mare pentru noi. Chiar nu mi-am dorit să jucăm acel sfert cu Rapidul, pentru că era păcat pentru fotbalul românesc. Și eu îți spun sincer, cred că s-a vrut acest lucru, ca noi să jucăm cu Rapidul, acel sfert de finală. Așa ai simțit? Așa am simțit. Îți spun sincer că chiar așa am simțit, pentru că exista posibilitatea ca România să poată să joace finala. Puteai să te întâlnești în finală două echipe românești. Și chiar și Rapidul la vremea aceea chiar aveau o echipă foarte bună și ei la rândul lor au eliminat echipe foarte bune și din campionate foarte puternice. Dar într-adevăr a fost o presiune enormă pentru noi, pentru că știam ce înseamnă pentru suporteri rivalitatea cu echipele din București. Chiar la o discuție cu suporterii de la Pezluza Nord și chiar și de la Sud, la un meci cu Dinamo, au spus că pe ei nu interesează campionatul, eram noi undeva mai începusem prost și nu interesează campionatul atât de mult că trebuie să învingem rivala. Și rivala era Dinamo. Care e cea mai mare primă pe care ai luat-o vreodată? Au fost, când ne-am reușit calificările în grupele Champions League, au fost. Am ajuns la primă și 150.000 de euro. Impozabil. Asta să știe. Deci au fost. Am reușit să facem și performanță, dar în același timp să și câștigăm bani. Era darnic patronul echipei. Să știi că s-a schimbat foarte mult. Eu am și spus-o. Momentul când a intrat în politică, atunci s-a schimbat foarte mult. Așa ai simțit? Da, domnul Becali. Pentru că pe vremea noastră venea, stătea cu noi, lua masa împreună, chiar juca un remi cu băieții acolo. Ți-am spus, noi aveam cantonamentul și tot ce se întâmpla sub tribuna a doua și acolo aveam clubul ăla unde aveam un biliard, o remi, un ceva unde făceam și ședințele video și venea și mai stătea și dumnealui cu el acolo și chiar ți era drag așa să stai la povești cu el. Dar în momentul, așa am simțit eu personal, că în momentul când a intrat în politică, atunci au început să se schimbe lucrurile. Vă mai și certa? Să știi că mai din certa e mult spus, pentru că tot timpul la noi, sau asta cred că a fost și atuul mare atunci, marea majoritate a jucătorilor aveam o personalitate foarte mare și nu exista un singur lider. Eram mai mulți lideri și mai toți de la echipele de unde am venit eram cam capitani de echipă sau foști capitan de echipă și atunci aveam personalitate mare. Dar într-adevăr erau discuții și cu noi când mai venea și mai ne spunea câte ceva, dar nu la modul la ceea ce se întâmplă acum. Cea mai mare dezamăgire a vieții tale fotbalistice, Middlesbrough? Putem spune că da, că am fost foarte aproape de a juca o finală de cupă europeană. Cum că câștigam, nu câștigam, dar știi cum, că îți rămânea în CV și în palmares acolo că ai jucat o finală de... Te-ai uitat de multe ori la acea partidă? Să știi că nu m-am uitat. M-am uitat foarte puțin după ce am revenit din Anglia la câteva zile. Au dat meciul reluare și ne-am uitat. Dar uite și acum când ne întâlnim și ne mai revedem, să știi că nu găsim o explicație exactă la ceea ce s-a întâmplat ultimile minute de la Middlesbrough. Așa au fost afectați colegii tăi sau cum i-ai simțit? Tu ești un tip mai ponderat, mai puternic, mai... Nu, să știi că cu toți am fost... Dar fii atent, stai puțin că am sunat pe cineva fără să-ți dai seama. Alo? Salut! Salut! Îl avem pe Adrian Neaga. Domnul ăsta care e fundaș acum la voi. Da, la noi joacă fundaș acum la noi. Și l-am sunat pe Adrian Neaga și îl rog. Ne auzi, da? Da, te aud.
Da. Îl rog să-ți adreseze el o întrebare din viața voastră, așa, să vedem... Păi ne vedem, ne vedem mai târziu puțin. Păi da, de ce? Asta e sună ca o amenință, nu-i corect. Deci asta e prezent. Avem meci diseară, avem meci diseară. Avem meci Mariene diseară. Da, da. Bun, da, bine, până vă vedeți, na, pot să-i adresez o întrebare. Chiar sunt curios ce ar putea să... Întreabă-l pe Petrișorul că el era între puțini jucători când se termina antrenamentul sau meciul, el ștergea singur ghetele și le făcea liniștit și le punea acolo. Cine l-a învățat să fac chestia? Ia uzi, cine te-a învățat să faci lucrul ăsta? Bă, să știi că asta am luat-o de pe vremea când eram copil la Sportul Sunețesc, când ți-am spus, am avut șansa să joc sau să mă antrenez, e mult spus să joc, să mă antrenez cu fotbaliști enorm care au început, care au însemnat ceva pentru fotbalul românesc și văzându-i pe ei că își făceau ghetele, atunci și mie mi-a intrat automat în reflexul cu acesta și noi la Steaua, cum și Rică știe, aveam om care s-a ocupat de așa ceva, deci da, să ne facă ghetele, să tot, dar eu eram poate și... Nu lăsa ghetele pe mâna. Nu, eram, așa era, nu știu cum să spun, talismanul meu, sau credeam eu că ceea ce fac eu îmi fac singur și atunci îmi prinde bine mie și atunci nu lăsam cusel, îl chema pe cel care se ocupa de ghetele noastre și îmi făceam singur ghetele. Pentru că e și Rică Neagă la telefon. Cea mai frumoasă amintire a voastră împreună care ar fi? Avem multe amintiri împreună, Maria, nu putem să spunem doar multe amintiri. Dai seama că fiecare victorie e o amintire frumoasă. Noi am fost un... Să vedeți și acum că după ce ne-am lăsat de fotbal... Sunteți tot împreună, da. Da, mai rar am văzut astfel de lucruri, adică atât de uniți cum sunteți voi și chiar meritați felicitați pentru lucrul ăsta. Îți mulțumim tare mult, Rică. Te pup, îl pup și pe mine. Pa, 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 pa. Să știi că avem amintiri frumoase. O asta spun, că în momentul când... Că știi cum e... Le mai vedem, venim, jucăm, mai stăm la o bere și chiar avem amintiri frumoase și avem de ce glumi unul cu altul și povesti. Uite, acum mă bucur, Mirelga, chiar am citit că a semnat în Arabia, Dicanu a semnat la Mioveni și a reușit să câștige, cu toate că are o situație grea, dar m-aș bucura și cred că va reuși să facă lucruri bune acolo. Acum nu știu dacă într-adevăr va reuși salvarea, dar de asta spun, avem grupul nostru de WhatsApp și tot timpul când cineva din grupul nostru reușește bine pentru el și pentru viața lui și cariera lui, n-avem cum să nu ne bucurăm. Am trecut cumva ușor peste Mihai Pintilii, care a fost supus unei chestii mediatice, să spunem așa, din partea lui Lucian Burchel, șeful Școlii Federale de Antrenori. Vreau să te întreb, cum ai văzut tu toată situația asta? Faptul că a fost tot timpul cumva presat și nu neapărat că sunt de partea lui Pintilii, dar mi se pare că un astfel de scandal mediatic nu face cinste Federației Române de Fotbal și poate că multă lume s-ar fi așteptat ca lucrurile astea să se trateze în altă parte și nici nu, de cum la TV. Cum probabil, probabil și Pinti a greșit cu declarația pe care a dat-o vis-a-vis de Lucian. Da, da. Dar îți dai seama că ajungi la momentul în care te saturi, tot întrebându-te și apărând fel și fel de discuții în media, te saturi și atunci cred eu că și el a refulat, dar sunt convins că până la urmă se va găsi o soluție și eu sunt, cum să spun eu, de partea foștilor fotbaliști. Pentru că ei ca și fotbaliști au sacrificat sau noi am sacrificat anumite lucruri pentru fotbal. Și atunci, cum a spus-o și Săpunarul, că l-am văzut până la urmă, el și-a făcut școala pe teren. Și atunci, tu ca jucător sau fost jucător de fotbal, trebuie să ai anumite avantaje față de un om care vrea să facă antrenor. Și atunci, cred că aici ar trebui să se lucreze puțin și chiar am înțeles că federația lucrează în acest sens să vină în sprijinul foștilor jucători și să-i ajute în carierele astea. Dacă ar câștiga titlul Mihai Pintilii, ar fi o palmă dată? Totuși. Nu neapărat. De ce să ne gândim la palme? Nu, ar fi bine pentru el, moral, pentru viitorul lui și ar arăta că într-adevăr și foștii jucători sau imediat cum te-ai lăsat de fotbal și te-ai apucat de antrenorat, ai o șansă în
ați face meseria cât mai bine și meseria de antrenor, să știi că este foarte, foarte grea. Dar tu și... de ce nu antrenezi la nivel? De ce nu te-ai dus pe ramura asta? Nu a fost, ăsta a fost un proiect de suflet al meu împreună cu Sorin Ghionea și cu Gheorghe Gigel. Cum știi și tu, avem clubul nostru, New Stars București, și să știi că satisfacția este enormă în momentul în care vezi că vine un copil care nu știe să meargă bine, nu doar să, nu vorbim să mai alerge sau să mai dribleze și așa mai departe, și după câțiva ani în care tu lucrezi cu el, vezi că începe să facă anumite lucruri și poate are o șansă de a ajunge jucător de fotbal. Nu, știi de ce te întreb de ce nu ai vrut să fii antrenor? Pentru că tocmai vorbeam mai devreme de meticulozitatea ta, de faptul că ești a plecat. Am fost la Concordia Chiajna, că și acolo am fost și ca fotbalist, am rămas conducător, am fost acolo un an jumate conducător, director sportiv, și sincer nu mă regăseam, nu-mi plăcea ceea ce se întâmplă sau ceea ce se întâmpla în fotbalul român sau ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc acum. Nu mă atrage și prefer să lucrez cu cei mici. Cu ce jucător ai face astăzi schimb de tricouri din România? Din România? Da. Nu, e greu. Dar uite, vreți mă ceva? Ascultă-mă. Sunt jucători pe care eu îi cunosc, care au crescut sub ochii mei, și uite, un jucător care mie îmi place foarte mult și am mai spus-o, tot m-a întrebat, da, e Comănil, Florinel Comanda. E un copil în care eu cred foarte mult, un copil, dacă i s-ar acorda foarte multă încredere, eu zic că ar fi unul dintre jucătorii de excepție pentru fotbalul românesc. Și a avut și el anumite perioade foarte grele și poate nici el n-a știut să trateze sau să facă lucrurile în așa fel încât să-i fie bine lui. Dar cred că s-a maturizat și el și își dă seama că până la urmă timpul trece, are și el o familie, are un copilaș și numai el depinde să fie, cum să spun, jucătorul ăla determinant și să poată să facă pasul către un campionat puternic. Că merită acest lucru. Da, ne-ai spus despre Florinel Coman și într-adevăr încearcă cumva să se regăsească, însă crezi că sau dacă ai face o comparație cu vremea când voi jucați, atunci era mai multă răbdare pentru anumiți jucători sau pur și simplu existau jucători care încercau să demonstreze chiar dacă poate nu aveau un moment bun? Pentru că asta e senzația. Astăzi jucătorii cumva vor să fie cocoloșiți și să li se dea încredere, deși poate evoluțiile lor nu sunt cele mai bune în acel moment, iar pe vremea voastră părea că, ok, omul trăgea și mai tare ca să ajungă din nou titular sau... Nu, tu e singurul care poți schimba lucrurile. Eu asta l-am învățat și pe Răzvanez. Bă, un antrenor în momentul în care nu te bagă, tu ești singurul care poți să-i demonstrezi că meriți. Și ce trebuie să faci? Să te pregătești nu o dată, de două ori mai bine, să fii primul la toate exercițiile, să lași capul în pământ și să muncești și așa mai departe, și o să vezi că lucrurile vor deveni pe făgașul normal. Dar tu ești singurul care poți schimba lucrurile. Nu că are ceva antrenorul cu tine sau că nu, de ce nu m-a băgat la meciul respectiv sau de ce n-am făcut aia, că am făcut aia și că nu. Tu e singurul care poți să... Așa, ăsta a zis sfatul meu pentru toți tinerii din ziua de astăzi. Ei sunt singurii care pot schimba lucrurile. Pentru că, într-adevăr, ca și nație, suntem foarte talentați. Dar trebuie să schimbăm puțin mentalitatea și modul de a munci. Trebuie să muncim, poate de două ori mai mult decât alți jucători din alte țări, pentru că trebuie să fim realiști. Vedeți că avem din ce în ce mai puțini jucători care joacă pe la echipe pe afară. Înainte erau jucători care jucau meci de meci la echipe de top din Europa. Din păcate, acum nu mai avem acești jucători. Ai vorbit de Răzvan Marin și da, aveți sau nici nu știu cum să zic, ați jucat pe posturi diferite până la urmă și el joacă. Da. Care e mai fotbalist? Răzvan sau Petre?
Păi mai fotbalist, știi cum e, e Răzvan, că îi cere și fișa postul, da, fișa postului. Dar acum e greu, știi cum e, ca părinte îți dorești tot timpul ce e mai bine pentru copiii tăi și, cum să spun, să știi am că satisfacția. La șut asemănați. La șut chiar... Vă lăsați amândoi, cam, da, în aceeași... Da, cam, în poate eu puțin mai bine cu puțin... lovesc și mai bine cu stângul. Și el o lovește cu ambele picioare. Bine, dar eu poate mai bine și cu piciorul stâng. Dar ca părinte îți dai seama că mândria și satisfacția și așa este enormă când vezi că... Și eu îmi doresc chiar, și nu o spun așa doar de dragul de a spune sau de complezență, chiar îmi doresc și cu toate că m-a depășit la multe capitole Răzvan ca să ajungă unde își dorește el. Chiar îmi doresc să ajungă din nou la o echipă importantă din Europa și să știi că muncește pentru lucrul acesta. Și satisfacția mea așa ca părinte este enormă când văd că mă opresc oamenii pe stradă și mă felicită pentru copil, pentru Răzvan. Și un alt lucru în care am văzut că vă asemănați este seriozitatea, sau cel puțin așa pare, sau modul cum tratați acest... Da, și cum e, că e adevărată vorba asta, ceea ce vezi în casă, aia o să faci și tu. Văzându-mă pe mine și mergând de foarte mic cu mine pe la stadion, automat, știi cum e, să, în ADN, îți intră în ADN și ție și faci lucrurile la fel. Un pas pentru el, cred, important în carieră ar fi să califice echipa națională, nu doar el, ci toți ceilalți, să califice echipa națională la un turneu final. Să știi că asta se datorează și fotbalului românesc. Pentru că, ai spus tu, ai emitit mai devreme, eram 3-4 echipe care jucam în cupele europene și era o competiție extraordinară și între noi, între jucători, pentru că evoluând foarte bine la echipa de club, automat mergeai la, altfel la național. Da. Ce vorbeam puțin mai devreme, din păcate acum nu mai avem jucători care joacă la echipe importante din Europa. Dar odată cu această nouă campanie de calificare la europene, schimbându-se și sistemul, mi-aș dori enorm de mult ca România să ajungă din nou la un campionat final. Putem? La un campionat putem european. După grupul la un turneu final. Da, stai un pic, că ne întrerupem, mai avem pe cineva, ia să vedem. Alo? Da. Bună ziua, ne cerem scuze că vă deranjăm, probabil sunteți și aranjați programul echipei Chindia alături de noi, Sorin Paraschiv. Sorin, sunt aici cu Petre Marin, îl cunoște, doar jucați fotbal cu timpul și nu numai, aici la Victory. Da, și ne aflăm la acest podcast și managerul nostru. Da, manager, antrenor și portar, are... Păi cred că și diseară voi fi portar. Astea cred că decizi, ai început să decizi ca domnul Gigi Becali. Da. Bun, Sorin, te-am sunat să îi pui și tu o întrebare lui Petre Marin de pe vremea când voi evoluați împreună și aveați performanțe. O chestie din trecutul vostru, chiar dacă voi vă vedeți atât de des încât probabil ai avea un miliard de întrebări. Așa este, ne vedem atât de des încât, nu știu, mi-e greu să-i pun o întrebare și să... Păi știm foarte mult unul de celălalt și de aia, ce întrebări? Că le... Da, nu. Da, pune o întrebare să afle și oamenii din lucrurile voastre de pe vremea când erați voi și făceați performanțe, într-adevăr. Nu vreau să pun o întrebare în acest moment, vreau să mi-aduc aminte așa de un episod când eram în vestiarul Stelei și când eram în perioada noastră bună, câteva cuvinte așa despre Petre. Era un băiat foarte liniștit în perioada noastră, ceea ce pot să-mi aduc aminte, un episod, doar atâta pot să vă, da, să vă spun. Eram la recuperare, asta mi-aduc aminte acum și chiar m-a amuzat, că nu prea l-am văzut eu nervos așa în acești ani, nu prea l-am văzut eu să se enerveze sau să fie... supărat, tot timpul l-am văzut cu zâmbetul pe buze și calm, liniștit, dar eram o dată la recuperare și a avut un dialog cu Cyril Terro, din câte mi-aduc aminte. Și nu știu ce vorbeau Petre cu Cyril și la un moment dat Cyril îi spune
te rog frumos cu mine, vorbești în franceză. Hai că vă povestesc. L-am văzut atunci, cum eu să vorbesc în franceză cu tine, ai venit pe România aici să vorbesc în franceză. Da. Și ne-am amuzat tare, personal m-am amuzat tare pe acest episod. Da. L-am văzut foarte, foarte nervos. Stai liniștit că eu îl mai văd nervos și aici la Victory că nu câștigați, am văzut că... Supărat, da. Face schimbări, rotește imediat, schimbă sistemul. Din dorința de a câștiga. Primele. Din dorința de a câștiga. Ca manager e altceva, ca manager își dorește să câștige. Da. Acolo era un dialog așa pur și simplu, un dialog liniștit, din care dintr-o dată l-am văzut supărat și am mutat așa. Îți mulțumim tare, tare mult și o să rog pe Petre să ne detalieze un pic despre această întâmplare. Mulțumim, Sorin, multă baftă și ne vedem aici. Îți spun eu, are toate păruță. Eram la recuperare. Ne-am auzit ce atacant totuși. Da. Nu, păi să știi că diferența ce a fost sau avantajul nostru era că erau foarte puțini străini pe vremea aceea. Și noi obțineam performanțe cu români. Ăsta iar a fost un lucru, cum să spun, care se datorează domnului Becali, pentru că el ținea foarte mult, sau ține și acum în continuare să facă performanță cu jucătorii români. Eram la recuperare. Da. Și tot Cyril a ieșit de două, trei ori din saună sau din jacuzzi, nu mai știu ce era, și l-am rugat să închidă ușa, știi că lăsa ușa deschisă. Nici asta nu poate să fac. Nu, stai să vezi, mai înțeleg. Și vorbeam asta cu tare, vorbeam în engleză cu el și el se făcea că nu înțelege engleză, cu toate că vorbea foarte bine și că a zis, face de acum cu mine să vorbești doar în franceză. Și îți dai seama ce a fost, păruța a fost elegant. Ce a fost la gura mea și la noroc că au fost băieții în jur acolo. Că i-am spus eu, bă, vezi că aici ești în România și spun ceea ce se întâmplă și cu jucătorii români. Eu spun, uite, și acum nu vorbesc cu Răzvan. Răzvan, cu alte cuvinte, a fost forțat sau astea să învețe măcar uzualele unde a fost. Unul a fost la Standard Liege, i-a zis că maxim 3 luni de zile trebuie să știe uzualele. Da? Da. Să poată să descurce în franceză. În Olanda, la fel. Acum, în Italia, la fel. Cu toate că e un vorbitor foarte bun de engleză. Deci, asta depinde și de tine ca și caracter și ca ce vrei tu să te dezvolți. Și atunci a spus, nu, vezi că dacă tu ai venit în România, ești obligat să înveți limba pe care o vorbesc oamenii unde tu ai venit, în țara respectivă. Și de asta m-am supărat. Știi? Și a fost și arogant puțin așa în exprimare și atunci s-au încins puțin spiritele, dar am trecut cu ușurință și peste acest lucru, pentru că într-adevăr... Nu dădeai înapoi, era destul de mare Cyril așa. Să știi că, știi cum cad ăștia mari? Ca plop. Noi ăștia mici așa, suntem aici aproape, imediat ne ridicăm, dar când cazi mai de la înălțime... E mai greu puțin să te ridici. Deci nu dădeai un pas înapoi dacă era pe vorba. Nu, îți dai seama că nu dădeam, n-ai cum să dai, dar ți-am zis, mai ales că eram un jucător bun și un fotbalist bun, după aceea ne-am stat de vorbă după ce am ieșit din așa și i-am explicat și a zis, mi-a dat dreptate, Cyril, știi? Că da, ai dreptate, dar așa am simțit eu pe moment să spun, să făcea că nu înțelege engleză. Spuneai că... Va fi rar de egalat o performanță ca voastră, cel puțin o performanță recentă, pentru că România, într-adevăr, în trecut a mai avut performanță. Marian, tot ceea ce se întâmplă în societate nu are cum să nu se răsfângă asupra tuturor domeniilor, indiferent că este sport, că este cultură, social și ce vrei tu, pentru că asta este societatea, nu vezi ce se întâmplă și automat, în urmă, plecăm totul de la bani. Atâta timp cât n-ai bugete să te poți compara cu... Nu mai vorbesc cu echipe din primele 5 campionate. Mă refer ce se întâmplă pe aici și pe lângă noi. Uite-te Bulgaria, uite-te Ungaria, Polonia și așa mai departe. Sunt țări care lucrurile au fost făcute corect, s-au investit în infrastructură, în jucători tineri și uite că obțin și lucruri frumoase și performanțe și prin cupele europene. Nu pot să nu te întreb de episodul acela celebru cu restaurantul Golden Blitz. Cum a fost? Cu
Cu domnul președinte? Da. Băsescu? Am avut, cum să spun eu, onoarea așa să dau mâna cu dumnealui de două ori. Cum să spun, îți dai seama că un episod care îți rămâne ca și o amintire frumoasă, ce vorbeam mai devreme, că într-adevăr ai ce povesti când ne întâlnim. Și ne-am simțit foarte bine și să știi că un om deschis, un om plăcut, chiar am stat și la o bere, la un șpriț, chiar ne-am simțit foarte bine în compania dumnealui. De bucurie, așa, a fost cineva care a exagerat în seara aia, nu știu, a băut un șpriț mai lung? Ca să nu, singurul care cred că a exagerat puțin parcă a fost Carlos, dar la modul plăcut, nu la un urățat, s-a dat mâna cu domnul președinte, l-a luat în brațe și așa mai departe, dar nu, că nu puteai, că erau oameni de la SPP, erau cu ochii pe noi. Dar amintiri frumoase. Amintiri frumoase de la care, sau pe care cu siguranță ai vrea să le vezi și la Răzvan peste câțiva ani, să aibă și el amintiri de genul acesta cu performanțe. Spune-ne cum este el acolo. Nu, să știi că... Cum vezi tu situația în continuare? Nu, e foarte bine, cum am mai spus-o momentan, că au fost acele discuții cu plecarea lui în iarnă acum, dar el și-a dorit foarte mult să rămână acolo. Este bine... Deja chiar și aseară au reușit să câștige, chiar dacă el a fost suspendat, a avut 5 cartonașe galbene, au reușit să câștige la Inter. A început anul foarte bine, gol, pasă de gol, este un jucător important pentru ei. Ei la rândul lor nu și-au dorit ca Răzvan să plece. Dacă va continua tot așa, cred că vor activa și clauza de cumpărare. Deci e foarte bine, îi place să simte bine, ăsta e cel mai important lucru. Dar care e campionatul care crezi că i s-ar potrivi cel mai mult? Așa ca stil de joc, cum îl vezi? Nu știu, mie îmi place foarte mult campionatul Angliei, dar acum... Și cum... L-ai vedea acolo, adică să se încadreze în... Marian, e în Italia, se simte foarte bine acolo, vedem ce va fi la vară, dacă va fi să activeze clauza cei de la Empoli și să-l cumpere. Este în regulă, pentru că se simte foarte bine acolo. Dacă va face pasul către alt campionat sau altă echipă tot de acolo din Italia, poate să fie doar benefică pentru el. Important pentru el că este un jucător care de când a plecat de la noi din țară a jucat la echipele unde a fost. Rămâne un jucător, cum ai spus tu, important pentru echipa națională a României, să fie sănătos și să aibă cât mai multe evoluții foarte bune și realizări, pentru că numai așa poți atrage atenția cluburilor bune și importante din fotbal. Și pentru că ai spus din nou de echipa națională, revin un pic să nu uit acest aspect. Cum ți se pare postul de fundaș stânga la Naționala României? Unde acolo îi avem pe Camora și o Pruț care ar putea deveni o soluție. Vezi, asta spun. Din păcate, nici noi nu... e ca la bucătărie. Dacă te duci unui master chef și îi dai anumite ingrediente, pe alea ți le gătește. Dacă te duci și îi ceri să-ți facă un fel de mâncare sofisticat și el nu are ingredientele, nu are ce găti, nu poate să-ți gătească. Același lucru este și la fotbal. Și vorbim acum de echipa națională. Ăștia sunt jucătorii pe care îi avem. Da? Trebuie să fim aproape de echipa națională, să fim mai mult optimiști și, de ce nu, să le dăm credit acestor jucători, pentru că alții nu avem. Dacă eram, cum să spun eu, o Italia, o Anglia, o Belgia, eu știu, sau în Franța, să avem nenumărați jucători să așa, să-i schimbăm de la meci la meci, da. Dar, din păcate, așa sunt jucătorii, trebuie să le dăm încredere, să fim aproape de echipa națională, să credem în ceea ce gândește Edi și... poate avem șansa să ne bucurăm din nou de calificarea echipei naționale la un turneu final. Ești un tip care reușește bine să-și ascundă emoțiile, dar vreau să te întreb, în cariera ta de fotbalist, care a fost cel mai emoționant moment?
Au fost multe, dar poate cel mai emoționat a fost prima oară când am câștigat titlul cu Steaua, pentru că era un an de muncă grea, pentru că la vremea aceea erau 4-5 echipe care tot timpul ne băteam la câștigarea campionatului. Dacă nu mă înșel, am luat două titluri în ultima sau penultima etapă. Am fost la luptă cu Vaslui, Timișoara, Rapidul, Dinamo, nu mai zic Rapid, cine mai era? Vaslui a fost la echipe bune. Dar cred că ăla a fost, cum să spun eu, poate cel mai emoționat, pentru că a fost și primul titlul pe care l-am și că ai spus și de Dinamo, cum ți se pare ce s-a întâmplat cu acest club? Nu, să știi că este păcat. Este păcat pentru că aceste branduri aduc oamenii la stadion, aduc publicitate, sponsori, și am spus și în momentul când s-a întâmplat cu Rapidul. Iar, repet, nu mi se pare normal, sunt două de Steaua, două, trei de Rapid, două, trei de Dinamo, două, trei de Craiova. Cred că în orice altă țară nu se întâmplă acest lucru și este păcat ceea ce se întâmplă și cu Dinamo. Dar să sperăm că până la urmă s-o vor face lucrurile și acolo corect și Dinamo va reveni pe prima scenă fotbalistică, pentru că este nevoie. Da, ne-am apropiat de final, așa. Ai multe lucruri pe care ai putea să ne le mai spui, dar ne mai vedem destul de des aici și evident că vei mai veni și la, sigur, la un, sigur, podcast. Cu drag, oricând, cu drag, cum am spus-o, Dragoș este ca și fratele meu, așa, oricând, cu orice pot să ajut și ne simțim ca să, aici, momentul când a venit cu ideea asta de a participa și noi la această competiție, am făcut-o cu drag și cât vom fi sănătoși și ne duc picioarele și la 60 de ani vom fi prezenți. Bineînțeles, dacă Dragoș ne mai acceptă. Cum să nu? Dragoș vrea să aducă și mai multe echipe, așa că și vom vedea. Acum trebuie să vă semnezi pe masă și unde-ți dorești tu aici? Da? Da, da. Deci masa asta vă rămâne vouă ca și amintire, a? După aia o vinde. Unde să vă dăm? Mulți bani. Uite, vă dau aici. Strângem semnături, perfect, acolo lângă microfon. Și acum, pentru că te-am apreciat mult de tot în momentul când jucai și... Uite, vă pun și numărul cu... Perfect, e perfect. Eu spuneam că te-am apreciat foarte mult pe momentul când... Da. Jucai și te-ai făcut treaba pe teren atât de bine. Vreau și eu un autograf din partea ta. Te rog, dacă... Cu Dinamo cu București. Ascultă-mă, că povestea asta am mai semnez că eu n-am din astea, domne, că nu, din contră, noi chiar eram prieteni și ne respectam foarte mult. Într-adevăr, eram rival pe teren. Asta poate a fost diferența sau este diferența între noi și cei care sunt astăzi pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru că noi ne vedeam prin restaurante sau pe la cluburi, că și noi mergeam la cluburi, și stăteam la aceeași masă, ne strângeam mâna, bă, azi ați fost voi mai buni, data viitoare sperăm noi, și să știi că am fost aproape să îmbrac și tricoul lui Dinamo. Dar am ales Ghencea, că le-am avut pe masă pe amândouă, Dinamo și Steaua, și am ales Steaua. Și de ce ai ales Steaua? Așa a fost să fie. Era profesor chiar Neando. Da. La Dinamo, era antrenor la Dinamo, dar erau plecați în Franța la turneu și poate nu m-a convins Cristi Borcea și cu Neatic Dănilescu. Și atunci eu eram la Național, doar am urcat puțin la Mediot, că acolo erau înainte birourile, și am dat cu pixul. Te rog. Uite, cu drag îți voi da. E perfect. Cu toate că nu prea-mi place mie culoarea roșie. Asta dar da. Cu drag. Să o ai ca și amintire. Petre Marin, cum ar fi arătat în tricoul lui Dinamo? Dar cu ei schimbat? Nu știu. Nu putem să spunem. Da? Nu divulgăm. Îi spunem, Dragoș? Nu știu. Nici el nu știe. Nu știți, el a făcut. El m-a ajutat. Da? Bun. Deci asta este Petre Marin, cum ar fi arătat în tricoul lui Dinamo. Mă prinde roșu. Sincer. Deci ai jucat așa. Au și suporteri frumoși. Au coregrafii. Noi așa vorbeam. La coregrafie erau numărul 1.
Da? Așa da. Spuneați și voi că... Așa și ceea ce vedeam și noi din teren. Erau într-adevăr numărul 1. Și nu trebuie să uităm și coreografia care a urșit-o pe Național Arena cu... La acel meci. Da. Da. Da, da. Și uite, inventivi. Foarte inventivi. Da, e foarte important ca un om să vină de la o echipă adversă și să recunoască anumite lucruri bune care se întâmplă la un adversar. Da, mi se pare, ne uităm și noi la emisiuni pe afară, la ceea ce se întâmplă în fotbalul normal, să spun eu, da? Și astea sunt normalități. De ce? Te-am spus, uite, am fost acum la meci, chiar când a reușit Răzvan să dea golul cu Lazio, și am stat în mijlocul, eram într-adevăr la 0, tribuna întâia aia, și când a dat golul Răzvan, nu-ți dai seama că instinctiv, fără să... am sărit în picioare. S-au uitat oamenii puțin așa la noi, astea cu da să zică care fac ceva și astea cu da. Și nu eram, eram câteva persoane da. cu Empoli, dar nu s-au uitat oamenii aia cu tare, au început să zâmbească, după meci ne-am salutat, fiecare a luat-o pe drumul lui, dar asta spun, sunt lucruri normale. Și uite-te, ne uităm în Anglia ce se întâmplă, ai văzut că stau, chiar m-am uitat acum când a fost... în Arabia, zi, Barcelona cu Real Madrid, așa. Supercupa. Și aia că arătau, au arătat, era o imagine pe televizor, unul de la Real Madrid cu unul de la Barcelona, să stea unul altul și făceau glume unul față. Dar nu s-a supărat nimeni, asta este normalitate. Nu la ceea ce se întâmplă, înțeleg și fenomenul ultras. Dar să nu ducem la extrem. La extrem. Îți mulțumim tare, tare mult. A fost așadar Petre Marin cu multe lucruri frumoase și interesante și până la un tip corect cu fotbalul și cu viața în general. Rămâneți cu noi în Victory Extra Time, în Victory Pub, la Victory Cup.